Nimeni, vineri seară, în Brani, e zona crepusculară, e pustiu. Dar mie nu vine să cred că așa arată Branul, pe cuvântul meu, deci nu vine să cred. Aici trebuie să fie deschise toate astea, deschise, tarabe, chestii. Restaurantele cu note mari, 4,95, ăsta e un singur review, un fast food, în rest, au note foarte mici restaurantele, ia uite, 2,6, 3, 3,5. De ce au note așa de mici restaurantele din Bran? Voi oameni buni. Ce faceți, mă, în Bran aici? Ce se întâmplă? Oameni buni, bune, acum, glumă, dar ce se întâmplă aici? Cât costă un weekend la Bran? Despre asta este vorba în vlogul ăsta. O să-ți spunem câteva prețuri de cazare, de mâncare. O ciorbă de fasole cu afumătură 28 de lei. Cam ce poți să faci pe aici prin zonă? Chiar că e casa groasă. Uite cât de creepy e că nu e nimeni, pai, suntem doar noi. Vlogul ăsta va fi oricum întins pe câteva zile pentru că noi am venit aici pentru un eveniment, dar o să vezi asta puțin mai târziu. Zona asta Bran, Moeciu, Fundata, Peștera, Cheile Grădiște este o zonă foarte apreciată de turiști, în special de turiști din sudul României, dinspre capitală, Ploiești, partea asta se vin către partea asta țării, vine către zona asta Bran aici. Și o să vedem ce poți să faci aici și cât costă toate treburile astea. Haide, înainte de toate, însă să dăm o fugă până la bibliotecă. Nu suntem într-o bibliotecă, suntem în camera noastră pentru următoarele două nopți, atât vom petrece aici în zonă, iar pe această cameră minunată am plătit 34 de euro pe noapte. Ăsta e un tapet practic, nu e o bibliotecă, e un tapet cu cărți, arată foarte frumos. Este foarte drăguț, este o pensiune, avem și curte afară, iarbă verde, niște leagăne drăguțe. Pensiunea Relax se numește, că o să ne întrebați cum se numește. Pensiunea Relax este fix în Bran. Da? Doamna care se ocupă de cazare aici este super simpatică și super drăguță. Am stat la povești o grămadă cu dumneavoastră până acum. Bun, o cameră, pat dublu, văd că aici televizor, aici loc să-ți depozitezi bagajele. Aici este o parte din... ce balconaș frumos avem. Da, și acolo e o terasă exterioară acolo în față, poate o să fim mai mult. Totul este aranjat foarte de bun gust și lustrele cât de interesante sunt. Așa și, ca orice cameră, avem și o baie în care să ne băim, vorba aia. Duș, veceu, arată foarte bine și este foarte curat. Cool. Să ne întoarcem înapoi să mâncăm. Am zis că mergem să mâncăm, dar avem probleme. Stai să arăt de ce avem probleme. Fii atent pe aici. Ne-a recomandat gaza noastră un restaurant unde să mergem să mâncăm. Am ajuns acolo, însă oamenii aia reparau, nu știu, încă nu i-au dat drumul, nu e sezon, sau montau ceva. Nu prea e lume pe aici. E vineri seară când noi fim în vlogul ăsta și e sezon, nu prea e lume pe aici și dacă n-am găsit la restaurantele alea acolo loc, uite, hai să-ți arăt altceva. Am să căutăm pe Google, nu știu cât de bine se vede ce restaurante sunt. Restaurantele cu note mari, 4,95, ăsta e un singur review, un fast food, în rest, au note foarte mici restaurantele, ia uite, 2,6, 3, 3,5, 2,9. De ce au note așa de mici restaurantele din Bran? A fost cineva pe aici? Spuneți-ne, de ce au note așa de mici restaurantele din Bran? Pentru că nu e normal. Și mai important de atât, noi unde mâncăm? Unde mâncăm? Cred că am ajuns în zona crepusculară. Uitați-vă și voi, suveniruri, închis, nimeni, vineri seară în Bran, e zona crepusculară, e pustiu. Aici ar trebui tarabele astea, toate chestiile astea să fie animate. Nu știu, mai încolo e Casa Groazei, uite, aici în dreapta, hai că mergem puțin în dreapta aici. Aici în dreapta e Castelul Bran, se vede acolo, în depărtare. Iar în stânga aici ar trebui să fie o paia cu Casa Groazei, mi-aduc eu aminte că am fost de câteva ori pe aici noi. Și chiar că e Casa Groazei, uite cât de creepy e că nu e nimeni pe aici, suntem doar noi. Acum ar fi momentul propice să vizităm totul, pentru că nu stăm la coadă, nu? Da, uite, sperietorile astea, salut! Stele groase. Uite, nu e nimeni. Deci chiar că mă simt ca într-un film de groază. Aici ar trebui... În secunda 2 închipuiam că vine acum și face așa la mine cineva. Aici ar trebui să fie deschise toate astea. Deschise, tarabe, chestii. E vineri seară, ok, e 9:30, dar... E vineri seară, e Bran, e cea mai iubită stațiune turistică din România de către bucureșteni, pentru că sunt foarte mulți bucureșteni și care vin dacă aici. Noi suntem afară din casă la ora asta, clar că nu mi-ar trebui să... Închis! Stai așa un pic să vedem cât costă biletul. În perioada 50 a fiecare luni vă rugăm să prezentați la Casa Muzeului pentru a vă ridica facturile. Facturi, ok, dar prețuri? Unde sunt prețurile?
Ghid turistic. Snack. E închis Castelul Bran? Ba nu, fii atent aici. Acolo e program de vizitare. Hai că scriem, uite, program de vizitare. Low season. Acum nu e low season. Acum este în sezon de vârf. Nu, sezon de vârf, uite, între 1 aprilie și 10-30 septembrie, e sezonul de vârf. Și astăzi este vineri, marți, duminică e de la 9 la 4. La 4, a nu, în sezon e de la 9 la 6. Deci se închide la 6. Puh, ce trist, era să zic boring, dar e trist. Chiar e trist. Adică în sezon, castelul se închide așa de vreme, să nu vezi luminile astea de pe Valea Prahovei frumoase. Hai să vedem, ține tu puțin camera. Să spunem și cât costă aici, dacă nu putem să intrăm la casă să vedem cât costă, dăm pe Google să vedem cât costă Castelul Bran, bilet intrare. Google zice că 70 de lei pentru adulți. Ia uite aici. 70 de lei intrare la Castelul Bran. Dar ce să zic? Și e pagina oficială. Da. Hai să eu l-am văzut odată între timp. Da, eu l-am văzut odată Castelul Bran. E de văzut odată în viață. Da, uite, e site-ul oficial al castelului și scrie adult 70 de lei. Și seniori plus 65 de ani 50 de lei, studenți 40 de lei, elevi 20 de lei. Da. Eu l-am văzut odată. Trebuie să vii să-l vezi odată în viață ca orice loc din România, pentru că practic, adică e țara noastră, trebuie să-ți cunoști istoria, trebuie să vii odată în viața să vezi castelul ăsta. Mi se pare cam scumpuță taxa de vizitare. Am dat într-adevăr castelul, cel puțin când am fost eu, acum vreo 2 ani, cred că sau 3 ani am fost eu, nu, mai mult de 3 ani, că am fost cu bicicliștii. 6 ani, 5 ani, 6 ani, mă rog, nu contează. Arăta foarte bine, foarte bine întreținut, grădinile exterioare arată super bine, ok, să încercă să justifică taxa asta. Deci ar trebui să-ți faci timp să vii odată în viață să vezi și tu Castelul Bran. Hai să mergem să mâncăm, că sunt leșinat de foame. Uite, un restaurant acolo de vale, hai să-l încercăm pe la. Nu găsim să mâncăm. Nu găsim să mâncăm, uite, am găsit aici, erau lumini aprinse aici. Și erau și oameni înăuntru. Să spun și ce notare pe Google Maps. Nu îi filmez numele ca să nu se vadă, să nu zicem că e reclamă, că nu n-am fost, nu se vede cum e. Păi eu vreau să țin degetul peste ăsta. E 2,9. Nu vreau să spun ce restaurant e, pentru că noi n-am fost să-l testăm și poate na, e nefundată nota. Cu toate care 2,9 din 758 de review-uri. Cred că e suficient de fundată nota. Noi... Da. Fast food-ul ăsta de aici are nota cea mai mare din Bran, fiți atenți, aici fast food. Și până la urmă, cred că aici o să venim să mâncăm. Fast food-ul ăsta are 4,9 pe Booking, pe Google Maps. Ideea este că noi n-am mâncat nimic de la prânz, tocmai ne-am vrut să ne oprim pentru să mâncăm sandwich sau ceva, tocmai ca să avem... Să mâncăm aici ceva bun, să savurăm, să nu fim sături. Și... Problema este că nu găsim unde să mâncăm. Hai să încercăm la restaurantul ăsta. Ăla de peste timp are, se numește Casa din Bran și are 4,3. Ah, ok. Mergem acolo să încercăm să mâncăm? Ar fi o variantă. Adică nu prea, sunt restaurante deschise, nu cea doamna de la cazare, că în cursul săptămânii sunt aproape toate închise pentru că n-au turiști. În ultima perioadă, probabil că știți și voi că se practică turismul ăsta de weekend și în cursul săptămânii oamenii muncesc și în loc să stea în concediu câte 2 săptămâni, dau câte o fugă în weekend. Și aici are 4,9 parcă, unul în 4 note ăsta. Iată, foarte drăguț. Hai să mergem să fie prima aici. Să vedem care e treaba. Dacă ne dau să mănânce, să mâncăm, dacă nu sunt închise și astea. Pare foarte gol. Pare gol, da? Teoretic e weekend. Vineri seara e deja weekend. Da. Trebuie să mâncăm și noi, că ne-e foame. Dacă nu mergem la colț acolo și mâncăm, nu știu, să poate o treziți. Păi e pozitiv, nu e nimeni aici. E nimeni. Și frică să intru înăuntru. Și mai să mergem peste drum. Acolo parcă mai sunt oameni. Acolo mai sunt niște oameni. Bine, probabil că sunt cazați și de aia oameni. Vă scuzați, eu eram cu ochii după mâncare. Mă înțelegeți. Să mergem la colț, la tarabă acolo. Problema este că mâine noi trebuie să fim apți. Da. Să hai să mergem la tarabă să mâncăm. Mergem la tarabă. Stăm? De ce? Păi au notă cea mai mare. Okay. Vine să mâncăm la tarabă acolo, un fast food ceva, un burger, un ceva și să bem o bere și mergem acasă. Asta e. Da.
Bran. Vine sară în Bran. Deci pe cuvântul meu mie nu-mi vine să cred. Eu nu știu Branul așa. Adică noi am trecut bine. Noi am fost prin Bran, dar am fost numai ziua. Și de multe ori în zona asta aici. Dar numai ziua, seara, mai ales vineri seara la ora asta, n-am fost niciodată. Dar mie nu-mi vine să cred că așa arată Branul. Pe cuvântul meu, deci nu-mi vine să cred. Nu trebuie să venim și mâine pe zi. Pentru că nu, cu siguranță nu așa. Nu, stai Bran. Cu siguranță. Da. Nu, ăsta este vlogul pe care noi ni-l închipuiam că să-l facem. Exact. Tocmai, dar aia o să venim și mâine pe zi, o să dăm o tură pe aici ca să-ți arătăm cum arată Branul și animat. Pentru că e imposibil să stau bine Branul. Noi nu-l știm așa. Da. La presura cu bătoare. Și aici ai închis. Băi, oameni buni. Ce faceți, mă, Bran aici? Ce se întâmplă? Oameni buni. Bune, acum, glumă, dar... Ce se întâmplă aici, că e 10, nici 10 nu-i ceasul. Cred dintr-un supermarket până la urmă. Da, uite, Burg Bran. Hai să mergem mai. Am găsit în sfârșitul restaurant, deschis am comandare, pe 10 minute mai era zis în bucătăria, deci ce foame aici. Da. Am găsit, am comandat, am apucat să ne repede comandă de mâncare, ca ei să vină să ne ia repede comandă de mâncare ca să o dea la bucătărie și după aia ne alegem noi și ce vrem să bem. Și o să nu să bem și un pahar de vin, pentru că mâine trebuie să fim apți pentru curs, așa că nu, să ne întindem în seara asta. Dar, deci trebuie neapărat să venim mâine pe să filmăm, pentru că nu ăsta e Branul pe care îl știu eu, adică Branul e animat, e lume pe stradă, e coadă la restaurante. Ne spui niște prețuri așa orientative? Da, spun și prețuri imediat. Deci, o ciorbă costă, se numește Burg restaurantul. O ciorbă costă, uite, mic dejun e 30 de lei, o ciorbă de fasole cu afumătură 28 de lei, ciorbă de perișoare 28 de lei, ciorbă de burtă 24 de lei, supă de pui 24 de lei, gulaș, am luat un gulaș unguresc, un pită care costă 60 de lei, Simina și-a luat o, ce ți-a luat Simina? Șnițel de porc. Șnițel de porc care unde e, că nu-i văd. Undeva pe mijloc pe aici. Minutul, șnițel de porc cu cartofi, 45 de lei. Și o salată, ți-ai luat asortată, parcă? Da. 15 lei. Și o să ne mai luăm vinul casei, jumătate de litru, 30 de lei. Cât e o bere? O bere costă, stai așa, bere. Pe altă pagină. Pe altă pagină. Așa, o bere costă, bere la draft costă 14 lei, ciuc și Heineken 16 lei. Și o cafea? Care sunt prețurile aici? Și cafea vrei? Vrei cam multe tu, Simina, cam multe vrei. Nu au cafea, au și bine. Un expreso 10 lei, un expreso dublu 15 lei și un, ce să-ți mai zic, un frappe costă 20 de lei. Și uite, cocktailurile sunt 20 de lei. 20 de lei, da. Așteptăm să vină mâncarea că suntem umbleși și nu-ți foame. Pe multe așteptări și căutări. Miroase foarte bine, miroase am gulaș. Miroase gulaș? Da. Nu am mai văzut gulaș până acum. Nici eu, în pâine. Gen tocăniț așa. În pâine. Și cu smântână. Cel mai bun gulaș pe care l-am mâncat în zona asta aici este, am mai tot zis noi, pensiunea Brandenburg în Chimon, nu facem reclamă, dar acolo ne-a plăcut cel mai mult aici în zonă, nu l-am gustat, s-a gustat bine. Dar care e cel mai bun gulaș pe care l-am mâncat vreodată? Cel mai bun gulaș pe care l-am mâncat vreodată e cel pe care l-a făcut Simina, bineînțeles. Dorm în pat în seara asta? Da, răspuns da. Corect. E bun și ăsta, nu excelent, dar e bun. Bun, să avem poftă și nu știu dacă ne mai auzim astăzi. Ne venim cu prețul înainte să mergem către cazare, ca să spunem și cât a costat toată treaba asta aici. Ok, cam și revenim cu costurile acestei mese spectaculoase pentru care am luptat atât de mult. 171 de lei, nota de plată, nota 3,5 pe Google Maps, își merită nota. Adică nu e niciuna, e bună. Dar... A fost ok și atât. Adică a fost ok, ne-a fost că era foame și atât. Adică da. Deci 3,5 are notă pe Maps. Nu știm de ce au toate restaurantele. Mă rog, acum am înțeles de ce au restaurantele notă asta așa de mic. Dar nu înțelegem de ce acceptă și nu fac ceva în privința asta. Asta era ideea. Da. Venim să ne băgăm la somn și ne vedem mâine dimineață. Pentru tine va dura doar o secundă. Bună dimineața. S-a trezit Luceasă. O să nu te frig. Este ora 7 dimineața. Și 17 minute. Ne-am trezit de 17 minute. Pentru că urmează să mergem undeva. Undeva eu, unde eu nu-mi doresc neapărat. Ba da. Dar pentru că iubesc pe Damian atât de mult,
accepta să merg cu el. Și să le zic de acum? Trebuie să le zici, da. Vă zic de acum. O să mergem la un concurs de alergare montană la Cheile Grătiștei. Care e la 25 de minute cu mașina de aici. Pentru asta am luat, am lăsat descazarea asta în Brad, ca să fim aproape. La Cheile Grătiștei acolo erau full, n-am găsit, am mai găsit cazare. Da. Și, da, mai stăm jumate de oră să ne bem cafea, ne pregătim și apoi o să luăm alergăm, la fugă la propriu. Apoi o să alergăm 23 de kilometri pe munte. Asta o să lăsăm câteva imagini, nu o să intrăm foarte mult în detalii cu alergarea, că nu cred că vă pasionează pe voi așa de mult. O să lăsăm câteva imagini ca să vedeți ce se întâmplă în concurs de felul ăsta. Am ajuns la primul punct de hidratare după 4 km și ceva de alergare. Uite, ciocolate pe aici, apă. Cum este mina? Asta îți doreai într-o zi de sâmbătă, nu? Nu a fost așa tragic. Dar a fost mai mult asfalt prima parte și... ok. Avem medalii! Aproape 24 de kilometri mai târziu, chinuiți, dar foarte frumos. Arată foarte frumos medaliile. Da, sunt foarte drăguțe. Avem medalii, am terminat și cursa asta, ne-am întors în Bran, ne-am spălat, ne-am decazat și pentru că vrem să îți arătăm și să-ți demonstrăm și să ne demonstrăm și nouă că Branul nu e așa cum l-ai văzut mai devreme în vlog și cum l-am văzut și noi aseară, am zis să mai tragem o tură. Mergem prin parc acolo? Da, hai pe aici în parc. E deja altă treabă. Vine cu spatele. Sunt oameni, sunt mașini. Deja vedem adică... și oameni pe stradă, e mult mai animat, s-a adică schimbat. S-a terminat cu zona crepusculară de-aseară. Vreau să punctăm niște chestii înainte să plecăm din Bran. Poți face multe lucruri aici. Pe lângă faptul că poți să vizezi muzeul ăsta de aici de la Bran, poți să vizezi castelul Bran, celebrul castel Bran, care... povestește că a fost al lui Dracula și legenda spune că el făcea și dregea și nu știu ce și nu știu cum. Casa Groazei, de acolo la Chiș mai curajos. Da, aici lângă Castelul Bran. Poți să-ți închiriezi ATV-uri, cu toate că am mai spus-o și în alte vloguri și mi-asum hate-ul care va urma după această afirmație a mea. Eu nu sunt de acord cu treaba cu ATV-urile, nu sunt de acord în ce sens. Nu sunt de acord ca ATV-urile să circule peste tot pe munte. Eu cred că pe munte mergi să te relaxezi, să auzi păsări, să auzi vânt, să auzi greier și ce animale mai sunt preistorice pe munte, dinozauri și alte alea, nu ATV-uri. Sunt de acord că fiecare cu pasiunea lui, dar cred eu că ar trebui ATV-urile să aibă, nu știu, un versant de 50 km pătrați, să trebuie să dai acolo cu ATV-ul cât vrei tu, dar nu peste tot pe munte. Părerea mea personală mi-o asum. Închidem paranteză. Da, închidem paranteză. De acolo este o inimioară unde poți să faci poze. Da, o inimioară. Bă, deci arată la oraș turistic ăsta, arată loc turistic. Adică uite și castelul Bran acolo, frumos. Nu așa sumbru cum se vedea aseară. Adică arată ceva, domne, ce să zic. Nu. Da, hai să vedem dacă găsim și ceva suveniruri. Și Damian a poftit la dulce. Iar aici în Bran se află mama cozonacilor și nu este doar un fel de a spune. Se află mama cozonacilor. Așa se numește... locația. Pastiria, brutăria. Da. Whatever. Și a câștigat un premiu la destinația anului. Nu am fost la destinația anului, nu am făcut atunci vlog, dar am postat pe cum spune, pe Instagram, pentru cei care nu sunt pe Instagram. Ați văzut că am fost la destinația anului și mama cozonacilor a câștigat un premiu la destinația anului. De fapt, de aici din Bran, nu doar mama cozonacilor, Bran a câștigat mai multe premii. Inclusiv o pensiune, parcă Casa Bran se numea, au câștigat premiu. Deci Branul a fost bine reprezentat la destinația anului. Și multe nominalizări. Da, 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 da. Da. Da, uite, e altceva, domne, sunt oameni pe stradă, sunt magazine deschise, sunt restaurante. Încă nu suntem lămuriți cu notele alea. Nu suntem lămuriți cu notele bine, pe care le-au lămurit aseară, ne-am lămurit cina aseară. De aseară, cred că da, da, da. Putem înțelege da. Acum ce se întâmplă. Totuși, adică fiind un loc atât de turistic, să nu îmbunătățești nimic la restaurantele astea, să aibă notă atât de mică, pentru că nu sunt, nu e un restaurant, două, sunt marea majoritatea lor au note foarte mici. Foarte mici, din multe review-uri, adică nu e un singur, nu știu, a fost un nene supărat pe viață, a trecut pe la 5 restaurante și le-a dat note mici. Servirea a fost foarte ok, da. Băiatul care ne-a servit aseară a fost
foarte simpatic. Dar mâncarea n-a fost la fel de simpatică. Dar mâncarea nu. Da, vreau să zic. Salata aia era de două zile, da, cred că pregătită. Dar vreau să zic, hai să trebuie să încă, să mergem la mama cozonacilor. Dar vreau să zic că, deci nu e să zici că cineva, nu știu, s-a supărat, a trecut pe la trei restaurante și a lăsat review-uri proaste. Sunt foarte multe review-uri, are câte 700-800 de review-uri și note foarte mici. Adică, nu, ce să zic. N-am zis-o noi, o zice n-am toată lumea. Noi, da. Nu săriți pe noi. Da. Da, e frumos afară. Noi suntem puțin așa epuizați, mă rog, când zic noi, eu sunt epuizat. Dar a fost frumoasă tura. Dar a fost foarte mișto, de sus de acolo când am ajuns, da, când am ajuns superbă, sus acolo foarte frumos. Ah, încă o chestie, uite că tot am ajuns sus și m-am adus aminte de zonă frumoasă. Tot de aici din Bran, poți merge la Amfiteatrul Transilvania, poți să urci pe jos sau cu mașina, e un loc super super spectaculos. Noi am fost și am filmat acolo. Verde. Amfiteatrul Transilvania, am făcut un traseu și am filmat acolo. E un loc foarte frumos, să-ți recomandăm să mergi. Prețurile sunt și ele foarte, foarte, foarte frumoase. Poți să spun foarte frumos mai multe ori și frumos cu sensul de scump. Așa, dar locația este superbă, superbă, superbă locație. Sau vii la Cheile Grădiștei, care la fel este la jumate de oră distanță cu mașina. Da. E un loc foarte frumos, poți să și cazezi acolo. Hai să dăm o tură pe aici. Înainte să mergem la este animat, ca să, adică cum arăta aseară și cum arată acum locul ăsta. Da. La Cheile Grădiștei ai foarte multe activități pe care poți să le faci, poți să dai cu bobul ăla foarte mișto. Ai tot felul de activități și de iarnă și de vară, adică poți le faci pe amândouă. ATV-uri, boogie-uri, nu-l mai las pe Damian să vă repete iar și asta. Așa, locațiile au și piscina acolo, adică e un loc foarte plăcut, da, să faci plimbări lejere. Noi chiar avem vloguri și am făcut și un live de acolo la Cheile Grădiștei, da, și avem vlog de acolo. Dacă vrei să vezi ce poți face la Cheile Grădiștei, caută vlogul aici, pe canal. Pentru că uite, mi-e întrebat un tocător. Ia uite-l. Da. Cred că îl plătești de 3 ori aici. Îl plătești de 3 ori, dar nu am găsit în supermarket tocător. Și eu sunt atât de puternică, atunci când am gătit și am făcut așa, pac, n-a rupt în două. Uite și magneții sunt frumoși. Noi avem magnet la Bran? Da. Avem, nu? Da, bine. De câte deci, am fost. Uite, foarte adică multe suveniruri. Adică e altceva, domnule, e altceva, ce să zic. Lumea animată, uite, lumea intră să viziteze castelul pentru că este deschis, pentru că suntem la oră decentă veniți. Muzeul este și el deschis acum? Nu. Da. Noi nu o să intrăm să vizităm nimic, dar îți prezentăm ce poți să faci și noi tu alegi mai departe. Bran, așa cum spuneam, cred că orice român ar trebui să meargă măcar o dată în viață să viziteze locurile astea care sunt super, ale super, celebrale noastre românii, da. Castelul Bran, Castelul Peleș, Sighișoara, ce să zic, Maramureș, Bucovina, Delta Dunării. Adică suntem români, ok, înțeleg, mergem în Grecia, e mai ieftin în Grecia, în Italia, în Spania. Cunoaștem și noi toată povestea și suntem treaba, de acord, da, în mare parte. Dar suntem români și ar trebui să ne cunoaștem țara și ar trebui să ne cunoaștem istoria și fără să o vizităm nu avem cum să o cunoaștem. Bun. Hai să mergem la mama cozonacilor. Cozonac, da. Am fost să ne luăm o cafea de la Panero? Cum le zice oare? E aici la intrare în Bran, cum vii dinspre Cheile Grădiștei. Da. O locație așa foarte drăguță, o cafea demențială și au și niște prăjituri. Doamne, îți vine să mănânci din fiecare, dar ne-am abținut să ne luăm de acolo ca să ne luăm cozonac de la mama lor de acasă. Am mai fost odată noi și am luat cozonac de la mama cozonacilor de aici. Nu ne-a impresionat cu nimic. Sperăm că de data asta să fie... Poate a fost... A fost bun, dar nu impresionant. Dar sperăm să fim impresionați de data asta. La mine e problema că nimerim așa niște locuri de alea de ne dau pe spate și pe aceea cumpărăm totul, da, cu ce mâncăm probabil acolo. Cel mai bun cozonac cred că a fost cel din Mangalia. Da. Am fost acum vreo 3 ani de zi sau 4 ani de Paști, Neforie Nord, cu bicicletele și am făcut ture pe litoral. Am fost către Bulgaria, am fost către Corbu, numai noi, nu era nici naiba, dai seama, de Paști pe litoral. Și am oprit acolo în Mangalia, să vezi eu imagine am creepy. Oprit la, în Mangalia, la patiseria Melia, pe care v-am tot recomandat-o noi pentru șuberec. Și am oprit acolo să mănânc un șuberec și aveau cozonaci în ajun de Paști, aveau cozonaci calzi, proaspeți, calzi. Calzi, din cuptor. Pelea a fost, noi eram și rupți și obosiți. L-am rupt așa și mușcam din el, pur și simplu. Wow. Și din cauza asta, noi acum, na, comparația noastră nu e foarte obiectivă, clar. Da, atunci a fost și foamea mare, mă gândesc, și na, am perceput cozonacul ăla altfel. A fost o amestecătură, da. Alex. Uite aici, mama cozonacilor, câștigător la destinația anului. Sperăm să aibă și cozonaci.
au niște ruladă, au niște... Bună ziua! Cozonaci aveți? Oh, cum arată! Vrem și noi un cozonac. Putem plăti cu cardul, da? Ok. Vrem și noi un cozonac. Cacao sau un cacao la ca asta de toate. Vă dau din la față, vă dau deja în paral de seară. Cald. Bine, că s-a mai reținut mai cald. Dar o să vi-l pun în pung așa de hârtie. Da, e în regulă că o să sărim pe el imediat. Ia, uite cum arată. Ia, uite cum arată. S-a dus. Încercați să fim. Veniți mai aproape cu el să-l vedem, că ați câștigat premiul la destinația anului. Da. Ai, ai, ai. Oh. Unde e mai bună idee? Hai că iau zici, că e mai aproape. Ia uite. Și produse de patiserie, și turtă dulce, mai multe chestii aici. Trebuie să-i și o stică de apă. Poți să-ți iei cu nucă sau amestecat cu de toate, noi evident gândeam la ta amestecat cu de toate. Ca așa urmă, cu de toate, nu? Da. Hai pe partea asta. Și a fost 70 de lei cozonacul. Are un kilogram. E imens, adică... Ceva, ce cred. Da. Încă o săptămână din el. Ne înfigem în el imediat, îți dai seama că nu. Stai nu l-am luat să ne uităm la el. Stai să mergem la mașină că îl gustăm și spunem imediat dacă este bun sau dacă nu. Ia, domne, să vedem ce umama cozonacului ăsta. Ia, ține tu puțin asta, ca să rup eu așa. Normal, ține tu plasa, că mănânc eu cozonacul. Uite așa. Oh my god! Nu știu cât de bine se vede. Ah, wow, nu fă risipă! Pune jumatea asta acolo, ca să... Oh, e cald! Mmm! Me like it! Ia să vedem. Și ce nu, zici? Că jiraha, ce stafide! Vrești tu? E bun, e pufos. E bun, e cu de toate. E bun. Tot ăla de la Mangalia, mi se pare că e primul loc. Da, cred că ne era și foarte foame atunci. Da, probabil că nu suntem obiectivi, că da, a fost situația de așa natură. E pufos, uite, e... Chiar e foarte, uite, dacă apăs pe el e foarte ok, adică cozonacul e, na, fost așa, e ok, e super. Da, nu e, e ok. E copt, bine, da. Oh, câtă umplutură are. Uite, și la hat, am rămas noi cu chestia asta cu cozonacul ăla de la Mangalia, mă gândesc că atunci na, era și foame, că veneam după vreo 100 de kilometri pe biciclete, fusem până în Bulgaria, de neforie în Bulgaria și înapoi. La fel cum suntem și cu peștele, că am mâncat da. Noi în două locuri peștele. Nu mai putem și acum oriunde mergem, avem tendința să-l cumpărăm. Și dacă nu e la fel, simțim așa o mică dezamăgire. Dar e foarte bun. După efortul de azi. Mâncăm cozonac și mergem mai departe. Nu o să încheiem vlogul aici pentru că mai avem ceva să te arătăm. Adun cafeaua! Puteam să plecăm din lumea aici până nu vorbeam despre cafeaua asta, că dai, am zis că vă mai arătăm ceva, am mai arătat în vlogurile noastre. Nu e colaborare, nu e niciun fel de combinație, pur și simplu ne place. Noi atunci când suntem în Brașov sau în apropierea Brașovului, venim, uite aici, Cafeteca se numește. Au vreo 3 locații în Brașov și una în București, din câte știm noi, și ne luăm o cafea. Iar de data aceasta, Simina, pentru că mereu noi, eu beau cappuccino Simina bea latte, camera aia nu ții cum trebuie. Așa, eu beau cappuccino Simina bea latte și mereu, de fiecare dată, cafeaua mai e mai mică. Și mie îmi place să beau mult la cafea, mai ales când mergem mult cu mașina, să beau adică așa de cafea. Adică mică? Da, te-am întrebat ce fel de să-ți iau latte și ai zis normal. Uite, ăsta este latte-ul tău normal și ăsta este cappuccino al meu, mare, pentru că am luat-o pe domnișoara de acolo, sunt foarte mare cappuccino. Ai zis normal, nu? Scrie happy pe pahar, da. Happy vibes. Nu am happy vibes, mă de față. Ei bine, da, stimabilă și dragă familie, mai avem ceva de spus? Nu, voiam să zic că noi voiam să vă mai arătăm ceva, dar lăsăm asta pe vlogul următor, că e o surpriză frumoasă și e păcat să nu împărtășim și cu voi. Ne îndreptăm către casă. Am o febră musculară după concurs, de nu mă pot mișca pur și simplu, nu pot să-mi ridic picioarele. Am ieșit la un moment dat că
a făcut Damian un pic de insolație sau deshidratare, că n-am putut să bea multă apă, că l-a durut un pic stomacelul și m-a rugat să-i turn un pic de apă pe cap să se spele și nu reușeam să ies din mașină să merg. Da, da, bun. Dar nu despre concurs a fost vorba în vlogul de azi, a fost vorba despre cât costă un weekend la Bran. Am filmat ca să vezi prețurile, pentru că este una dintre prețuri de cazare, pentru de că este una dintre stațiunile căutate poate de bucureșteni în general, zona asta Bran, Moieciu, Fundata, Fundățica și Peștera. Ca să-ți faci o socoteală, să știi dacă vrei să vii încoace, cât te costă cazare, cât te costă mâncare, ți-am spus prețurile, îți notezi tu, să faci socoteala, vezi cum faci să vii aici. Înainte să închei vlogul, o să vă spun ce v-am mai spus în vloguri și în live-ul pe care l-am făcut acum câteva zile. Dacă știți vreo cafenea în București, în Brașov, în România sau în afara țării, de unde se bea cafea foarte bună, noi suntem băutori de cafea, ne place cafeaua foarte bună, așa că scrieți-ne să mergem să le încercăm și noi, să le salvăm pe Google Maps și eventual vă dăm și un tag. Dacă ați vedea câte pinuri avem pe Google Maps cu toate blocurile astea pe care voi ne le recomandați și vă mulțumim pentru asta, că na, ne sunt foarte utile. Noi vă arătăm pe unde mergem noi și voi ne share-uiți locurile pe unde mergeți voi, mi se pare corect. E bine, estimabile și dragă familie, ăsta a fost vlogul de azi. Dacă nu te-ai abonat încă la canalul YouTube, ar trebui să o faci, nu știu ce ai așteptat până acum. Avem și funcția de member și poți să fii păsă, păsărel sau păsărel pe stărăuiți pentru 2 lei, 6 lei sau 60 de lei pe lună, cât îți permite ție bugetul, dacă vrei să susții mai mult acest canal decât o faci deja. Vine și pe Facebook, vine și pe Instagram, Fabrica de Amintiri ne găsești și acolo, ca de fiecare dată, iar până data viitoare, salutare!